Oameni buni, astăzi în ședința Consiliului Județean am aprobat o hotărâre importantă. Vedeți, dumneavoastră, pe lângă investițiile pe care le facem în serviciile medicale din județul Vâlcea, în spitale, investiții aflate în curs de derulare sau investiții pe care le-am făcut, în sistemul de protecție socială există copii care au nevoie de ajutor și ne-am gândit și am perpetuat această chestiune și acordăm burse medicale. Burse medicale pentru copiii și tinerii aflați în ocrotirea DGASPC Vâlcea, în ocrotirea noastră, practic, a Consiliului Județean, pentru că, iată, noi alocăm resursele și le mulțumesc colegilor consilieri județeni care astăzi au votat unanim propunerea mea. Acordăm 132 de burse medicale. Bani cu care cei aflați în grija de DGASPC își plătesc medicamente, rețete și așa mai departe. Am alocat astăzi 54.600 de lei vechi, iar de la începutul anului și până în prezent, undeva la 178.000 de lei au fost alocați numai pentru burse medicale. Am semnale bune, se află în dezbatere pe transparență decizională și mai suntem propuși cu bani pentru burse medicale. Așteptăm și noi rectificarea bugetară, dar până atunci, astăzi am aprobat bursele medicale pentru copiii cu probleme speciale din centrele DGASPC.